Se apropie sărbătorile de iarnă, așa că SOS Bambini s-a gândit la o acțiune menită să aducă un dar copiilor din sistemul instituționalizat. Ne-am propus anul acesta să continuăm tradiția începută anul trecut de Moș Nicolae, în cadrul căreia am organizat o campanie de colectă de șosete și lenjerie intimă pentru copii din casele de tip familial din Sighetul Marmației. Sunt produse consumabile de care ei au nevoie. E un mic gest din partea sighetenilor care își doresc să ajute și pe ei ajută foarte mult și ne dorim pe această cale să invităm cât mai multă lume să se alăture campaniei noastre. Nu vom reuși în acest an să organizăm nimic special cum am făcut anul trecut, o petrecere sau așa, din cauza condițiilor impuse de pandemia COVID, dar putem să asigurăm pe toți cei implicați în campanie că lucrurile vor ajunge la copii, vom încerca să le ducem și fructe și dulciuri, încercând să le facem această perioadă mai ușor de suportat și să le aducem o bucurie cu ocazia sărbătorii de Moș Nicolae. Sighetenii care au posibilitatea să achiziționeze aceste produse care fac obiectul campaniei, șosete și lenjerie intimă pentru copii cu vârste cuprinse între 6-12 ani, pot contacta membrii SOS Bambini la numerele de telefon afișate pe pagina de Facebook a organizației.